Moment de sărbătoare în aula magna Universității Titu Maiorescu din București. Avem mare onoare ca pe excelența sa, dr. Herman Berkovic, să-l declarăm doctor honoris causa al Universității Titu Maiorescu din București. Născut în orașul Târgu Lăpuș din județul Maramureș, Zvika Herman Berkovic nu a uitat niciodată țara de origine. După absolvirea studiilor de medicină, în urmă cu peste 40 de ani, a emigrat din România împreună cu soția. A contribuit enorm la întărirea relațiilor româno-izraeliene, dar și sprijinirea diasporei române din Israel. Acordarea titlului constituie cea mai înaltă formă de recunoaștere academică de către Universitatea Titu Maiorescu din București a meritelor științifice și activității profesionale ale doctorului Zvika Herman Berkovic. Vă mulțumesc pentru gândul noastră transformat în fapt de a propune, a viza și a aproba acordarea unui prestigios titlu academic mie, celui care studiez medicina respectând jurământul Hipocrate de peste 40 de ani. Îmi exprim această privești de cunoștință față de alma mate, față de lumea universitară. Mă bucur că mă aflu aici în universitatea care poartă numele marului om de cultură, membru jurimii Titu Maiorescu, care a fost un apărător al drepturilor evreilor din România. M-am născut într-o familie care a cunoscut tragedia Holocaustului. M-am format în sistemul românesc de învățământ. Discursurile personalităților prezente au creat o atmosferă emoționantă. Mesajul premierului statului Israel, Benjamin Netanyahu, a fost citit de academician Irinel Popescu. Stimate domnule doctor Berkovic, dragul meu prieten, te felicit pentru obținerea prestigiosului titlu de doctor honoris causa acordat de Universitatea Titu Maiorescu din București. În calitate de consul onorific al României în Israel, ai un rol important în consolidarea relațiilor dintre Israel și România și în dezvoltarea unor legături din ce în ce mai strânse dintre popoarele noastre. Pe baza prieteniei noastre de mulți ani, pot să confirm eforturile tale neobosite și încurunate de succes, care au drept scop familiarizarea poporului israelian cu moștenirea culturală a României și a poporului român cu Israelul și cu poporul evreu. Te recomand cu tărie pentru a primi această distinție pe deplinitate, cu sinceritate, Benjamin Netanyahu. In the name, as a representative of the State of Israel, ca reprezentant al statului Israel, vreau să subliniez că este o adevărată onoare să avem pe cineva ca Zvika Berkovic, un om care a contribuit permanent la realizarea unei punți între popoarele noastre. A făcut o muncă extraordinară, dar trebuie să spun că în spatele unui om de succes se află o femeie de succes care a fost alături de el în toți acești ani, soția sa. Așa că, Elizabeth Berkovic, felicitări și ție! Dragă Zvika, meriți din plin distinția de doctor honoris causa. Discursul de astăzi al domnului doctor Berkovic, al lui Zvika, a fost un mesaj pentru cei tine. Să fie atenți la faptul că răspunderea din prezent înseamnă, de fapt, a învățat din trecut. Dincolo de curile politice, de chestiunile profesionale, care au fost relevate aici, este foarte important să înțelegem că există o legătură de suflet între oameni care, într-un fel, simt și durerea și cred și în speranță. Și acest destin extraordinar a fost astăzi omagiat aici, în Universitate, cu titlul de doctor honoris causa. Vreau să mulțumesc în special soției mele. Mulțumesc și noi, fii ai mei, vă mulțumesc foarte mult pentru primirea cu dumneavoastră.